Aș vrea acum să relatez una din trăirile mele, ca să zic așa, despre școală. Cu și despre școală. Mai exact, când am intrat eu în clasa noua. Țin minte că în clasa noua, și probabil mulți o să se regăsească prin povestea mea, deja nu mai este un secret. Țin minte că undeva prin clasa noua aveam la fizică un prof la vreo 50 ceva de ani, era Caterin Căpana Ramă, un alta. Dar avea o mică problemă, ne ardea pe toți la note. Și aici urmează o poveste cu adevărat interesantă. Eu personal nu am înțeles niciodată fizica și nici chimia. Toate formulele, toate calculele alea, bă, nu le-am înțeles. Dar, pentru că îmi doream să trec, ca la orice materie, m-am pus să învăț cum necum. Mamă, să mă vezi, repetam acolo, făceam exerciții, acolade, trăgeam, trasam, calculam. Bă, început să învăț fizică, ești nebun? Incredibil, nu mi se părea nici, mi se părea incredibil și mie, teoreme alea, ce ne punea să învățăm. Și nu mare mi era dezamăgirea când vedeam că luam numai 3 și 4, 3 și 4, 3 și 4. Acum faza care este? Școala, clasa noastră era împărțită între așa ziși șmecheri și fraieri. Eu eram printre cei fraieri. Aia șmecherii erau de părinți avuți, erau la sport, erau tari în clanță și mai departe. Eu eram din aia mai fraier. Erau la sport, făceau sport. Și bine, între timp s-au lăsat tot, s-au prostit rău de tot. În fine, nu intru în amănunte. Și mamă, bă, ne pica pe toți. Ne dădea teste, nu ne scotea din 3 și 4. Învățam, trăgeam, nimic, nimic, nimic. Mamă, țin minte că odată, spre sfârșitul anului, și eu am fost rău de tot dezamăgit. Bă, rău de tot dezamăgit. Frate, nu-mi doream să rămân. Era prima corijență în viața mea pe care... Prima. Am mai avut una în generală, dar în trecut. Era prima în toată viața mea când trebuia să vin vara să o dau. Și ce să vezi, mă? Am avut toată o teză spre sfârșit de an și, mamă, mi-aduc aminte și acum, mă, cum a intrat proful în clasă, mamă, toți ne-am ridicat, ne-am întors către icoană și dă-i și spune rugăciunea. Ce vorbești, m-a fost panorama. Și mi-aduc aminte că după acea teză am mai dat un ultim test. Hai, mă, care vreți să mai luați o notă de trecere? Să asta vă mai pun acum o notă, vă dau un test, învățați și așa. Ce vorbești, frate, la testul la direct cu caietul în față, cu alea, cu alea. Într-un final, eu tot am rămas corijent, ca mulți alții, dar îmi aduc aminte un lucru. Printre ăia puținii care eram corijenți și care am rămas în clasă, să dăm acel ultim test, că pe restul i-a lăsat liberi, unii se duceau cu testul și, din câte mi-aduc eu aminte, nu mi-am chiar tot luxul de amănunte, dar știu că l-am dat, i-a dus, ei sunt coleg, domn profesor, pot să vă aduc și o lucrare? Hai, adu-o să-ți o văd. Se uită la ea, nu, dar fără pix, fără nimic, uite așa, se uită la ea, de fapt avea ziarul pe catedră, eu cred că ținea așa lucrarea, dar de fapt se uită în ziar. Da, mai trecut. Am ratat, n-am dat coș. Deci vorbesc la mult cel mai serios, chiar așa a făcut. A încercat să dea și coș peste cap, dar n-a reușit. Da, cu lucrarea. Fără să corectez, fără nimic. A trecut tipul. Da, în fața tuturor. Și la restul nu mai știu ce a făcut, știu că ne-a lăsat într-un final. Aia de... Mai am avut o situație la informatică când tot așa. A lăsat... Cred că mai bine de jumătate de clasă. A lăsat și nebunea aia, ne-a lăsat cu rijenți. Oricum era cam sărită profa respectivă. Nu știai când îi sare țandra și începea să urle să facă ca toate alea. Și ne punea note din burtă, de multe ori nici nu venea la ore și ne-a lăsat pe bună parte din noi. Ca să scurtez la faza cu proful de fizică, după terminarea școlii, pe timpul verii, a vorbit, mi-a dat numărul de telefon, al lui, personal, și mie să-l dau lui maică-mea. I l-am dat, a vorbit, și aia mi-a zis, o să mergem la el să te mediteze. Bineînțeles, nu pe ochi căprui m-a meditat. Și nu doar pe mine. Pe toată școala.
pe toți cei care au fost, ieși cu încă un prof. Ieși cu încă un prof. Doi inși au lăsat peste jumătate de liceu cu regenții. Am fost la el, m-a meditat. La ultima probă, că era, examenul ăla era din două probe, prima să scrie nu știu ce și a doua trebuia să tragi o fișă la alegere și ce spica aia trebuia să scrii. Și el mi-a dat acolo fișele și mi-a zis, mă, ai o teorie, ai o formulă și uite, ai un exercițiu. Concentrați-te să faci exercițiu, că pe ăsta punctezi mai bine. Exercițiile mi le-a făcut el și eu n-a trebuit decât să stau ca papagalul să le repet și să le scriu în prostie ca să le învăț. A venit și ziua cu regenței. Eram o groază, eram. Nu încăpeam efectiv într-o sală de clasă cât eram. Am dat și eu corigența, am dat testul, de unde stăm, stăteam, mă uitam pe caiet, alea, nu aveam nicio treabă, nici eu, nici el. Mulți au și copiat, efectiv, nu aveau nicio treabă. Și într-un final îmi corectează el lucrarea după ce o duc și zice, da, mai trecut. Am răsuflat ușurat. Oricum ăla a fost primul și ultimul an când am făcut cu el. De atunci nu l-am mai văzut niciodată și nici nu-mi doresc. La informatică, la fel, ne-a zis profa, ne-a adunat pe noi și pe încă o clasă, ne-a adunat să mergem în cabine la informatică. Ne-a zis, hai mă, că poate ne-au ascultat, că poate eu și învățasem. Ce crezi, frate? Luase ambele cataloge de la clasa noastră și cealaltă clasă, la care ne-a lăsat cu regenți, și a început să ne strige. Tu, ce notă îți trebuie ca să treci? 7. Ai trecut. Pa. Tu, ce notă ai nevoie? 9. Ai trecut. Ieși. Tu, asta e că tu ai 2 de 7. O să mai pun un patuțese media. Hai, pa. Deci vorbesc la mult cel mai serios. Așa a făcut cu toți. Am ajuns și eu. Ia zi, ce notă ai nevoie? 8 sau 9. Liber. Vorbesc la mult cel mai serios. Asta a fost la informatică. La fizică v-am explicat cum a fost. M-am dus la el, mi-a dat efectiv ce trebuia să învăț, doar s-a norocul să trag foaia pe care am învățat-o mai bine. Oricum eu le învățasem în mare pe toate, dar trebuia să nimeresc pe aia pe care o știam cel mai bine, să scriu acolo în lucrare, bă, oricum asta cu caietul și nu avem nicio treabă. Și mulți alții. Și vorbeam între noi, ale, nicio treabă, stătea cu ziarul în față, la curijență. Și la teste. Da. M-a trecut, dar țin minte că în clasa 11-a eram noi la practică, eram toți acolo băieții și am început să vorbim. Zice unul la un moment dat, bă, ia zi mă, tu cât ai dat ca să treci? Bă, eu i-am dat atât. Tu cât ai dat, mă? Eu am dat atât. Tu cât? Atât. Bă, eu am dat atâta. Ia zi mă, tu cât ai dat? Bă, eu am vrut, vara asta am vrut să mă distrez, am vrut să mă relaxez, am vrut să stau liniștit, n-am vrut să am probleme cu ăsta. Am dat atât și am scăpat. Bravo, mă! Bine că ai avut bani și că te-ai scos. Așa e când ai părinți înstăriți. Da? Chiar asta s-a întâmplat. De atunci n-am mai avut probleme de genul, nici la info, nici la fizică, nici la alte materii. Dar despre asta este vorba. Așa am trecut eu. Nu că n-aș fi învățat, aș fi învățat, aș fi învățat, am învățat. Chiar am învățat. Dar se pare că nu eu sunt cel care a vorbit, ci banii. Așa cum am spus mereu, banii vorbesc. Banii clădesc, banii te fac, banii te omoară. De când te naști și până mori, chiar și după ce mori, viața este o continuă cheltuială. Cam asta ar fi. Dacă ți-a plăcut, nu uita de like, share și subscribe, iar noi ne vedem data viitoare.